Vă salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube, dar nu în ultimul rând membrii al canalului meu de YouTube. Astăzi voi face un test, din ce cauza, un test al SSD-ului. L-am mai făcut, dar acum vreau să verific și temperatura acestuia. Înainte de a începe acest test, să-mi dați și mie un subscribe, o abonare, să-mi urmăriți clipurile, am 779 de clipuri, cu acesta 780 de clipuri, da? Aici, videoclipuri, și puteți să urmăriți foarte, foarte, foarte multe clipuri interesante, da? Atâta vă rog doar să lăsați să curgă și reclamele când YouTube mai bagă peste canalul meu de YouTube. Bun, dacă vă place clipul, să-mi dați și mie un like, puteți lăsa un coment la subiect și să dați un share ca să vadă și prietenii voștri. Cei care își permit să mă susțină, aici aveți un PayPal, cei care doriți. În cască există. Bun, și să deveniți membri al canalului meu de YouTube. Bun, gata. Hai să trecem la treabă. Am comandat un heatsink pentru SSD, pentru că am mai făcut anumite teste și îmi arăta o temperatură destul de mare al SSD-ului meu, crucial pe 5 plus. După cum vedeți și aici, 53 de grade, fără să fac niciun test, doar că filmez acum. În idle, adică doar că deschid calculatorul și, nu știu, mă uit în stânga-dreapta, văd 50 de grade. Mie mi se pare foarte mult, de aceea am comandat SSD-ul. Haideți să vă arăt și ce SSD am cumpărat. Hai să vedem. Este Axagon. Acesta, vi l-am arătat. Acesta este, da? Axagon, cu aceste culere mai mari, pentru că am citit și este o chestie logică, dacă are aceste radiatoare mai mari, cu atât se disipă mai eficient temperatura, da, și încă ăsta se disipă mai eficient căldura, cu cât sunt mai mari aceste lamele. Bun, asta l-am comandat, săptămâna viitoare o să-mi vină și am comandat, ați văzut clipul, cei care mă urmăriți, am comandat și un multimetru. Bun, dar acesta este interesant, v-am spus, aici este, da, unde e cu albastru. Acesta este hard discul meu. Astea sunt memoriile RAM, da? 4 module de RAM, dar acesta este SSD-ul meu. Bun, hai să-i dau drumul și la un test, să vedem într-un test până la câte grade ajunge. Așa, am dat drumul la test. Bineînțeles, asta un test de scriere, citire al SSD-ului meu. După cum vedeți, mi-a sărit la 69 de grade, ceea ce este foarte mult. Da? Asta înseamnă că și în jocuri, și 71 de grade Celsius, iată, mi se pare foarte mult într-un test de scriere-citire. De aceea am fost nevoit să, iată, 74 de grade Celsius. Foarte mult. Am să las testul până la sfârșit. L-am mai făcut
nu mi-o pușcat SSD-ul, să vedem până la câte grade urcă. A început testul de scriere al datelor pe SSD și după cum vedeți, pe linia albastră 73 de grade Celsius. Mult, foarte mult. Deci foarte mult, vă dați seama că obligatoriu trebuie răcit. Lasă testul până la sfârșit. Iată, a urcat până la 76 de grade Celsius. Se încălzesc chipurile de memorie de pe plăcuța SSD-ului, ca să spun așa, și nu cred că va face față pe timp îndelungat cu asemenea căldură. Mai am un singur test aici jos. Da? Dar 76 de grade. Acest test este făcut înainte de a instala coolerul pe SSD. Da? Când o să-mi vin, o să-l instalez și o să vedeți diferența. Bun, după cum vedeți, urcat maxim 76 de grade. Uitați și acum 73, 74, 73 de grade. E mult, indiferent de situație, ce și cum, este foarte mult. Bineînțeles, acum o să scadă încet, încet, dar nu este bine să ajungă să fie către 80 când un SSD trebuie să fie până la 70 de grade maxim, maximum, dar nici acela nu este bine să ajungă la 70 de grade, apoi peste. Bun, astea fiind spuse, nu mai o lungesc că nu mai are sens. Când o să-mi vină coolerul să-l instalez, am să fac din nou acest test să vedem iarăși temperatura SSD-ului într-un test de citire, scriere cu Crystal Disk Mark. Da? Bun. După cum vedeți, testul este gata, închid și acest program de cristalul. Da? Și el acum are că 59 de grade. Doar că filmez. Nu mi se pare ok. Normal, acum trebuie să aibă undeva până în 50 de grade. Deci până în 50 de grade. Nu mai mult. Bine, cam atât, că nu vreau să lungesc. Și ne auzim când va fi, voi instala și coolerul pe SSD, să vedem atunci. Până atunci, vă salut!